Bun. Sunt saluturile în acest moment. Deci, înainte de a începe ceremonia de depunere a jurământului, aș vrea să vă citesc un paragraf dintr-o decizie a Curții Constituționale, exact pentru a elimina orice dubiu cu privire la evenimentul de astăzi. Vă citesc din decizia Curții Constituționale numărul 98 din 7 februarie 2008, care la un moment dat precizează: din textul Constituției rezultă că în cazurile prevăzute la aliniatul 1 și 3 din articolul 85, numirea de către președintele României a miniștrilor este un act de executare a hotărârii Parlamentului și de investire pe această bază a miniștrilor de către șeful statului. Hotărârea organului reprezentativ suprem al poporului român, Parlamentul, este un act obligatoriu pe care președintele nu l-ar putea refuza decât prin săvârșirea unor fapte grave de încălcarea Constituției. Acesta este și motivul pentru care voi primi astăzi și jurământul domnului Pop și a domnului ministru al Educației, care au contribuit prin distrugerea de instituții ale educației la un fals în interes public. Vă mulțumesc. Să înceapă ceremonia, deci. În temeiul prevederilor articolului 85, aliniatele 2 și 3 și ale articolului 100, aliniatul 1 din Constituția României Republicată, având în vedere propunerea primului ministru și hotărârea Parlamentului României numărul 44 din 15 decembrie 2014, președintele României decretează: se numesc în funcția de membru al Guvernului României următorii: Nicolae Liviu Dragnea, ministru dezvoltării regionale și administrației publice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Darius Bogdan Vâlcov, ministrul Finanțelor Publice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Daniel Constantin, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul mediului, apelor și pădurilor. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mihai Tudose, ministrul Economiei, Comerțului și Turismului. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa și merită Dumnezeu. Andrei Dominic Gerea, ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sorin Grindeanu, ministru pentru Societatea Informațională. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Ioan Vulpescu, ministrul culturii.
Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Angel Tâlvăr, ministru delegat pentru relațiile cu românii de peste hotare. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Sorin Mihai Câmpeanu, ministru Educației și Cercetării Științifice. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Liviu Marian Pop, ministru delegat pentru dialog social. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale a cetățenilor, suveranitatea, independența, așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule prim-ministru, domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule vicepreședinte al Senatului, doamnă ministru, domnilor miniștri, domnilor și domnilor membrii Cabinetului, vă doresc succes. La revedere!